Dar Dumnezeu atât de mult l-a preamărit încât fața lui strălucea ca fața lui Moise când s-a suit pe muntele Sinai. Acum nu numai omul acesta, Ava Pampo, datorită petrecerii cu Hristos, cu izvorul de lumină, s-a luminat lăuntric. Au fost și alți sfinți pe chipul cărora strălucea lumina învierii Domnului Iisus Hristos. Și pe lângă acest sfinț ai calendarului, cu multă evlavie, ne aducem aminte de înaintașii noștri binecuvântați și serioși. Suntem orășeni acum, dar foarte mulți dintre orășeni își au rădăcinile la țară. Și poetul nostru național, George Coșbuc, referitor la lumina învierii, la starea de spirit care îi cuprinde pe oamenii credincioși, a scris o poezie intitulată La Paște. Și zice el așa: și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic, Hristos a înviat. Și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel ars de soare. Zâmbetul acesta izvorăște din lăuntru și le străluminează fața oamenilor credincioși. Sau să venim mai aproape, cu un județean nostru, Ioan Alexandru, a alcătuit un poem intitulat Casa Părintească. Vă redau doar câteva strofe din acest poem. Sat Transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Deci ziua învierii și noaptea de colindă, între Paști și Crăciun. Gravitează toată viața noastră spirituală. Și apoi continuă Ioan Alexandru. Rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară. Coltele smulte, se ceră tot puțin viața noastră țară milenară. Revenim la ideea de la început. La Paști toate s-au umplut de lumină. Suntem poftiți să luăm lumină, pentru că izvorul luminii este Domnul Iisus Hristos, cel înviat de mormânt. Instinctiv, omul are teamă de întuneric. N-a dorit să petreacă în întuneric. Și atunci nici nu dorește să se sfârșească toate cu moartea într-o groapă întunecată și rece, ci dorește ca toate să se sfârșească lumina și viața. Și lumina și viața își au obușia în Hristos. Sfântul Ioan, gură de aur în cuvântul de la Paști, lucrul acesta și spune: a înviat Hristos și nici mor nu mai este mort. Așa că noi, cei ce ne adresăm creștini din acest oraș, din această eparhie, din toată lumea creștină, îi încredințăm cu cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care pe scepticii din Corint îi întărea credință, zicându-le și noi așa: a înviat Hristos, făcându-se începătură învierii tuturor celor adormiți. Va fi un moment când Domnul Hristos va reveni și toți morții vor învia. Și noi, cei prezenți, ce vom învia atunci. Iar El te va face tuturor parte de lumina cea neapusă, care îi vorăște din biruința sa asupra păcatului și asupra morții. Aceste gânduri le putem avea mereu cu noi, dar în mod deosebit, cea mai mare sărbătoare creștină, sărbătoarea Paștilor, ne prilejește încă o dată să ni le aducem aminte. Să fim oamenii
luminii, nu a întunericului. Pentru că în lumea în care trăim noi, vedeți, e destulă răutate, vrajbă, ură, neînțelegere, pe toate planurile. Ori, lumina, bucuria, pacea, armonia, cine o aduce? Hristos. Hristos cel învia din noi. Așa că le dorim tuturor, celor ce ne văd sau ne ascultă, o sărbătoare a Paștilor plină de bucurie. Binecuvântată cu belșug și spiritual și material. Pe lângă bucuriile prilejuite de sărbătorile de la biserică și bucuriile de la căminul, de la casa. Pentru că Paștile este și o sărbătoare a familiei. În jurul mesei de Paști s-a adunat toți cei dragi. Iar bucatele își au și ele simbolismul lor. Mielul de Paști îl simbolizează pe Hristos. Pentru că în momentul în care el venea la Iordan, Ioan privindul a arătat înspre el și a zis: iată mielul Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lui. Iar prorocul Isaia, cu sute de ani înainte de întruparea lui Hristos, cu spirit profetic, spunea lucrul acesta despre Hristos. Ca un miel înspre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor furtuni, așa nu și-a deschis gura sa. Din crucea sa, din jertfa sa, din biruința sa, izbăvește lumina în piele, care le covârșește pe tot. Și am zis, mielul de Paște îl simbolizează pe Hristos. Da. Și ouăle de la Paște simbolizează viața. Viața. El este izvorul vieții. Eu sunt calea, adevărul și viața, zice Domnul Iisus Hristos. Și, pe lângă bucuria participării la slujbă, este și bucuria participării la Sfântul Pascal. De fapt, masa făcută pentru sărbătoarea Paștelor de mamă sau de soția sau de bunică este o expresie a iubirii ei față de cei din casă. De fapt, toate bucatele, toate darurile sunt expresia iubirii lui Dumnezeu față de noi oameni. Zice Părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog român, așa, că toată lumea creată nu e altceva decât un dialog de iubire dintre Dumnezeu și oameni. Și masa festivă de la Paște nu e altceva decât un dialog de iubire dintre cei ce pregătesc masa și noi care participăm la ospătul credinței. Acum nu vreau să fac abstracție. De cel mai important ospăț al credinței este cel pe care îl oferă slujba, Sfânta Liturghie, când, cum e în lume, sub chipul pâinii și al Domnului, îl primim pe însuși Hristos, Dumnezeu cel ce înviază din moarte. Așa că dorim ca la sărbătoarea Paștelor să fie liniște și pace în toate sufletele. Îl rugăm pe Dumnezeu să aducă mai multă armonie și înțelegere, pentru că e destulă neînțelegere. Și dorim ca la toate mesele să fie mesele cu anticipație Hristos a învins.